Salutare, bă băieții, eu sunt Antidot, iar în acest videoclip vom vorbi despre cum Chapter 3 va schimba Fortnite-ul pentru totdeauna, adică complet. Dar înainte ca acest videoclip să înceapă, e bine, nu uita și tu să spargi butonul și acela de like ca să strângem evident cât mai multe. Foarte important, anătă unul de pe șopăcel ca să nu fii băgăncel și bineînțeles folosește-l dacă vrei să mă susții. Iar dacă ești nou pe acest canal, o-s minunatus, e bine, nu uita și tu să te abonezi și să activezi notificările de pe clopoțel, că dacă nu, ratezi videoclipuri geniale. Iar acum, hai să trecem la Chapter 3. În videoclipul de astăzi vom vorbi mai exact despre restul dovezilor, respectiv și leak-urilor care există despre Chapter 3. Însă vom vorbi despre Chapter 3 în sine, pentru că avem niște informații care îi confirmă și se leagă despre Chapter 3. Adică e o chestie foarte genială la mijloc. În primul rând, aș vrea să vorbim despre chestia asta. Știu că am mai vorbit despre bannerul acesta, pentru că este vorba despre un banner de care v-am spus că a fost postat de către Donald Mustard, adică și l-a setat acolo ca și banner pe Twitter și na, să zicem că la bază arată fan made, dar asta nu prea contează, ci contează faptul că în bannerul acela observăm mai multe chestii, precum Zero Point-ul, care este la un stadiu destul de avansat, adică este pe cale să explodeze, îl vedem pe agentul Jonesy și alte obiecte pe acolo care se leagă de event, cum ar fi, adică de eventul de dinainte de Chapter 3. Însă, ceea ce ne interesează pe noi foarte mult este descrierea acestei postări, mai exact Reality Zero. Ce este Reality Zero? Ei bine, nu știu momentan, dar teoria este că Reality Zero va fi practic sloganul capitolului cu numărul 3, adică în momentul în care capitolul 3 va începe, acesta va fi sloganul, adică Reality Zero. Ceea ce mi se pare mie însă și mai interesant este că deasupra la Reality Zero este vorba despre o descriere foarte ciudată și când spun ciudată, chiar este ciudată, adică acolo scrie că cei mai buni blugi. Ei bine, vă dați seama că este vorba despre un spoiler. Și de ce spun eu că este vorba despre un spoiler? Păi, pentru că n-are nicio legătură să vorbească cineva despre niște blugi într-o postare despre Fortnite, mai exact despre bannerul acesta lui Donald Mustard, da? Și în același timp, există anumite leak-uri care arată că în fișierele jocului există anumite denumiri care nu pot fi descifrate, adică nu se știe despre ce este vorba, care se leagă de acești blugi. Adică este vorba despre niște blugi. Sunt menționați acești blugi. Însă nu știm exact despre ce este vorba, pentru că momentan chiar nu a fost descoperită chestia asta, însă există aceste fișiere care se leagă și ele de niște blugi. Și am vrut să menționez și chestia asta ca să înțelegeți că e o chestie care va urma să apară. Următoarea chestie despre care vreau să vorbim este despre faza cu Mark Rain, care a spus că timpul va spune ceea ce se va întâmpla. Când cineva a întrebat dacă va începe sezonul 9 sau dacă va fi capitolul 3 în sezonul următor, el a spus că, bă, na, timpul ne va spune, adică va rezolva cum ar fi. Iar următoarea chestie este despre Donald Mustard, unde a spus că el debea așteaptă să vedem care va fi reacția noastră la capitolul 2, sezonul 7, însă, în același timp, a spus că sezoanele lui preferate sau despre care el este cel mai uimit este, practic, capitolul 2, sezonul 8 și următoarele două care vin după sezonul 8, adică clar face referință la Chapter 3 și v-am spus și în videoclipul anterior, pentru că el nu menționează că va exista sezoane următoare, adică nu menționează sezonul 9 cum ar fi, nu, este vorba despre capitolul 3, sezonul 1 și 2, cam asta este menționat aici. În același timp avem și chestia asta, care este mai exact dovada că în mijlocul hărții, adică acolo unde este cubul auriu, se va forma o piramidă imensă, piramida care va începe și eventul de dinainte de capitolul 3, adică eventul final din acest sezon. Și s-ar putea ca din cauza acestei piramide, bine și din cauza reginei cuburilor, să se formeze gen ori o furtună, ori un event foarte nasol care va consta într-un dezastru imens pe hartă, iar harta va fi distrusă complet. De asta este vorba și despre un leak care ne arată că harta va primi un redesign nou. Iar acum, vreau să vă arăt o chestie foarte importantă de care v-am spus și în videoclipul anterior. Bă băieți, v-am arătat și eu, adică nu v-am arătat, dar v-am spus că știți că există chestia asta, adică leak-urile astea există din sezonul 7, de la o persoană care ne-a dat aceste leak-uri, bineînțeles, în sezonul 7 chiar, și gândiți-vă că persoana aceasta ne-a dat leak-uri despre sezonul 8, despre capitolul 3, și aici ați înțeles care este problema, da? Adică, persoana aceea, în sezonul 7, pe la sfârșitul sezonului cu numărul 7, ne-a dat leak-uri, în primul rând, despre sezonul 7, ce se va mai întâmpla pe acolo pe la sfârșit, și după aia a trecut la sezonul 8, iar de la sezonul 8 a trecut la capitolul 3. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu va exista sezonul 9 și nici X. Înseamnă că începe capitolul 3, iar prin asta vreau să confirm că următorul sezon se va baza pe Chapter 3. Vreau să confirm faptul că sezonul următor va fi sezonul 1
voluntari din Chapter 3. Nu are cum să existe sezonul 9 și nici sezonul X dacă deja s-au dat niște leak-uri clare despre capitolul 3 din prima și toată lumea menționează chestia asta. Nu există motiv bun pentru care toți ar face asta. Nici dezvoltatorii, nici persoana aceasta și nici nimeni. Dar nici cele mai bune surse pe care le avem în privința informațiilor despre sezonele următoare. Nimeni. Și nimeni nu vorbește despre sezonul 9, toată lumea vorbește despre capitolul 3, precum și această persoană care spune că această regină a cuburilor, ea va juca un rol foarte important în capitolul 3, de nicăieri, adică după ce va apărea regina asta și după ce a apărut acum în sezonul 8, aparent va juca un rol important și în capitolul 3, de nicăieri cu ăsta. După aia, capitolul 3 va avea un redesign complet al hărții, adică va avea o hartă complet nouă, da, pentru că este un capitol nou. Locația de la cei The Seven, cum ar fi, adică de la cei 7, va fi dezvăluită în capitolul 3, iar aici observăm că toate leak-urile se bazează pe capitolul 3 de nicăieri. Nu este menționat sezonul 9, nu este menționat sezonul X, ceea ce înseamnă că nu vor exista, iar prin asta vreau să confirm faptul că sezonul 9 și X nu vor exista, ci va exista din prima capitolul 3, iar asta confirmă acest lucru. Este cea mai bună sursă de informații care a confirmat toate chestiile care vor apărea în sezonul 7-8, dar și în continuare, adică vor apărea. Imaginați-vă că asta este sursa care ne-a arătat și că Naruto va apărea în sezonul 8 și asta se va întâmpla acum peste câteva zile, adică fix peste 2 zile va apărea colaborarea cu Naruto. A apărut și faza aia cu The Sideways, pentru că sunt monștri pe hartă și portalele alea. Absolut tot ce a scris persoana aceasta pe această listă a fost confirmat până în momentul de față. Deci absolut tot. Deci nu are cum să greșească și cu faza asta cu capitolul 3 și trebuie să ne dăm seama singur că este vorba într-adevăr despre începutul capitolului cu numărul 3. De asta nimeni nu vorbește despre sezonul 9 și despre X și de asta dezvoltatorii se ascund să vorbească și despre subiectul acesta. Deci se înțelege de la sine, da? Și în același timp trebuie să ne gândim și la faptul că toate aceste surse de informații, precum și CypherPK, care a spus că el a primit niște informații de la cineva care este înăuntru, cum ar fi în sediu, adică de la o persoană dinăuntru, de la Epic Games, precum și Tabor Hill, care el lucrează de ceva vreme cu o persoană sau cu mai multe persoane care lucrează la Epic Games, adică are informații din astea insider, și amândoi au confirmat faptul că Chapter 3 va începe. Adică nimeni nu se mai ascunde, toată lumea spune pe față, Chapter 3 va începe, deci trebuie să avem încredere în aceste leak-uri, dovezi și informații. Iar pe lângă toate aceste dovezi și informații, vreau să vă arăt încă o chestie care confirmă că Chapter 3 va începe cu adevărat. Gândiți-vă că această mecanică a fost licuită de ceva vreme și a fost confirmat faptul că ea va apărea în noul sezon, cum ar fi, dar nu va exista un sezon nou și nici nu are cum să înceapă un sezon nou, deoarece doar în capitolul 3 va fi schimbată mecanica jocului, iar prin mecanica actuală nu poate fi implementat acest sistem. Deci confirmă că va apărea capitolul 3 ca să poată introduce acest sistem, adică această mecanică nouă și toate leak-urile care au fost date de acea persoană care a dezvăluit totul și s-a adeverit totul până la urmă. Deja, nu mai am ce spune altceva decât că capitolul 3 va fi lansat cu siguranță. Dar da, băbăiți, cam acestea au fost toate informațiile despre capitolul cu numărul 3 care va schimba Fortnite-ul pentru totdeauna. Nu uitați și voi să-mi scrieți în secțiunea de comentarii ce părere aveți despre aceste leak-uri și despre aceste dovezi. Dar dacă ți-a plăcut sau dacă te-a ajutat acest videoclip, nu uita să spargi butonul și acela de like ca să strângem evident cât mai multe. Foarte important, anotă un euro pe șopăcel ca să nu fii bocancel și bineînțeles folosește-l dacă vrei să mă susții. Iar dacă ești nou pe acest canal, lui Minunados, e bine, nu uita și tu să te abonezi și să activezi notificările de pe clopoțel. Și până data viitoare, eu am fost Antidot. Baftă!